Bună seara sau zi, încă e soare. Ne-am reîntors în cortul ăsta frumos de la Arenele BNR. Pentru al patrulea an la rând facem o emisiune în stilul nostru degajat și liber despre tenis, cu și despre tenis și, așa cum v-am învățat, vorbim cel mai des cu jucătoarele noastre. Le numim noastre când le merge bine, mai ales. Am insistat foarte mult să începem ediția de anul ăsta de la BRD Tennis Insider cu Monica Niculescu, pentru că nu știam dacă o prindem de mâine încolo. Și Monica, profit să zic bine ai venit. Bine m-am găsit. Ești una dintre obișnuitele emisiunii. Din păcate doar o zi. Și anul trecut la fel. Din păcate doar o zi și ratezi turneul. Fanii voiau să te vadă jucând, nu vorbim despre a juca. Dar sunt curioși, cum te simți? Din păcate trec printr-o perioadă destul de grea. Am avut două rupturi la gamba stângă. Asta s-a întâmplat înainte de Roma. Nu am putut să joc nici Strasbourg, nici Roland Garros. M-am vindecat și am fost ok pentru Wimbledon, dar nu am fost pregătită fizic. N-am mai simțit nimic la gambă, dar pur și simplu cred că am avut 7 antrenamente. Și nu am fost pregătită fizic, dar mi-am dorit foarte mult să joc pentru că am stat foarte, foarte mult, niciodată n-am stat atât și mi-era tare dor și vreau să joc și n-am avut cum, pentru că având la gambă n-am avut cum să fac alergări, n-am avut cum să fac cardio, nimic. Și am început să joc, dar nu sunt pregătită și luni când am jucat meciul de dublu am simțit ceva la abdomen. Și am făcut o RMN și n-a ieșit bine. Joi l-am făcut, că mi-am dorit foarte mult să joc turneul. Joi l-am făcut și, din păcate, nu pot să joc. Și îmi pare extrem de rău, la fel și anul trecut, tot cu abdomenul, tot cu abdomenul în același nu? Loc. Am avut o ruptură destul de mare în 2011 la US Open, de 5 cm. Și cred că, nu cred, sunt sigură că s-a vindecat prost acea ruptură. Și cred că, cum s-a vindecat prost, este sensibil. Dar recuperarea sensibil. Asta pentru rupturile din zonă, cum o faci? Ce presupune? Pentru că ok, la glezne sunteți... Repau și după aia trebuie să începi să întinzi, să faci tecar, crio, dar asta a fost în 2011. Eu nu mai știu ce am făcut în 2011, dacă am făcut recuperarea bună. Cert e că nu s-a vindecat cum îmi doream și simt tot timpul simt acolo. Mai ales că am venit după pauză. Asta e cel mai greu pentru mine. După ce vin după o pauză, imediat simt mușchiul sensibil. Bine, și bănuiesc că e greu și mental acum iarăși să e te pregătești greu, de pauză. Mai ales că în meciul cu Osaka de la Wimbledon, deplasarea mi s-a părut că a fost foarte... nu mai eram eu aceea de la Miami. Mai ales că tu te bazezi foarte mult pe deplasare. Exact, mă bazez foarte mult pe deplasare, m-am simțit destul de nepregătită. În meci nu mă duceam la unele mingi, mă gândeam, asta e, nu cred că mă duc, totuși am avut ruptura la gambă. Prea multe gânduri, așa nu poți. Dacă nu deci asta rămâne cumva în mintea voastră când intrați pe teren? Totuși au fost două rupturi acolo și mă durea când mergeam. Deci a fost destul de greu și cred că 3 săptămâni am simțit în fiecare zi când mergeam. Simțeam durere, ceea ce e foarte greu, foarte greu. Și apoi te gândești dacă mai poți să-ți revii, pentru că mergând prost, încercând să pensez, a început și gamba dreaptă să mă doară și nu mai știam dacă mă recuperez și nu mai știam ce-i cu mine și... Dar mi-am dorit să mă duc la Wimbledon și m-am dus la Wimbledon și a fost ok, numai că n-am făcut și o alergare, n-am făcut nimic, o pregătire fizică, nimic și s-a simțit în meci și m-am întins, din păcate, și mi-am dorit tare mult să nu se întâmple acest lucru pentru că vreau să joc acasă. Îmi place foarte mult să joc acasă cu acest public și mă ajută, ați văzut și la Fed Cup. Simt energia. Da, tu te hrănești bine din energia. Mă hrănești bine, asta. Da. Asta e termen. Da. Asta e, poate la anul. În perioada asta de pauză, ce-ți vine cel mai greu să faci? Tu faci parte dintre jucătorii care atunci când sunt accidentați se uită la tenis? Da. Sau îți vine să-l închizi naibii de televizor? Când am avut gamba și nu mai trecea și nu mai știam exact ce am, vreau să vă zic că de la Roma până la Mallorca, eu am făcut 4 RMN-uri, pentru că mă durea. 4 RMN-uri am făcut și la dreptul, și la gamba dreaptă, și la gamba stângă, pentru că nu știam ce am. Ce am? S-a vindecat? Nu s-a vindecat? Mă duc? De ce mă mai doare? Foarte complicat și cu RMN-urile.
Și n-am putut să mă uit la tenis. M-am uitat la Simona, de ce să mint, finala am văzut-o. Dar nu, mi-a fost greu, pentru că nu eram acolo, mă uitam cum joacă pe picioare Simona sau oricine și eu nu puteam să merg, mă durea când mergeam, a fost destul de greu, din păcate. Nu știu de ce mă rup așa de des. Păi totuși nu te-ai rupt în anii aia când ai făcut trecerea, atunci totuși ai fost... Probabil să fie uzura, accidentări, da. De stres cumulat. Am avut, totuși, joc tenis de la 5 ani și am avut meciuri, cred că aproape în fiecare săptămână, de 3 ore, ați văzut cât joc. Cred că asta a fost... E și stilul tău. E și stilul, da. Nu poți să te și duci am jucat simplu meciuri. Și dublu toată cariera mea, poate acum a început să se simtă. Și mă rup așa, nu știu dacă pot să zic din nimic, că totuși joc tenis și meciuri de tenis, dar... Din păcate, mai des decât îmi doream și e greu cu revenirea, ați văzut, n-am meciuri, n-am antrenamente bune, n-am... Și se simte, în meci se simte, nu mai mă simt atât de încrezătoare. Și asta se transmite, bănuiesc, și peste fileu. Adversara da, simte că tu, sigur. Opa, stai, că pe asta altă dată nu le înapoi. Plus că toată lumea știa la Wimbledon că am lipsit mult, îți dă un pic de încredere așa când știi că adversara... Da, voi când știți că adversara e după revenire... Eu mă simt mai încrezătoare, mă, n-are meciuri, până înțelegea ce se întâmplă, primul set e al meu sau ceva de genul, mă gândesc. Da, plus că am avut la gambă, mi s-a părut cel mai rău, n-am putut să fac o alergare. Ok, am încercat să fac sus, brațe, ceva, să nu stau, dar în teren m-a costat mult. Gleznele cum sunt acum, gambele și glezne? Mă simt bine acum la picioare, mai simt, bineînțeles, câte ceva, imediat mă panichez, dar mă relaxez și mă gândesc, nu, că a stat suficient, a trecut, nu mai are ce, poate e normal să mai simt ceva, dar ce e bine pentru mine acum e că pot să joc, nu pot să servesc, imediat simt când la servă și asta mă ajută puțin. Fit măcar la musculatura picioarelor. De exemplu, azi m-am antrenat. M-am antrenat. Ușor, dar m-am antrenat. Măcar dau o minge, este altceva. Și o să încerc să mai fac probabil încă un remene, că deja am team cu atât, să văd dacă sunt pregătită pentru, nu știu, vreau Washington. S-ar putea să fie puțin cam de vreme, ar fi peste 2 săptămâni, dacă nu calificări Montreal. Dar împreună cu Călin, cu antrenorul tău, ce ați discutat? Planul e văzând și făcând? Da. Cum te simți la antrenamente? Da. Cum mă simt la antrenamente și bineînțeles că vreau să mă și pregătesc, nu vreau să mă grăbesc. Vreau să fac antrenamente, vreau să joc în meciuri pe ciment și să mă simt bine, vreau să fac pregătire fizică și apoi, dacă mă simt bine, începem cu Washington, cu Montrealul. Te întreb asta pentru că oricum calendarul ăsta, mai ales în care îți faci tu revenirea, e cu treceri. De pe zgură a fost pe iarbă, acum treceți pe hard, asta da, nu influențează și... Nu, pot să zic că mi-a fost foarte greu să încep primul turneu pe iarbă. M-au durut foarte tare genunchii, trebuia să stai jos, eu abia mergeam cu 2 săptămâni înainte de Wimbledon. Foarte greu, foarte greu pe iarbă mi s-a părut anul ăsta, fizic, la corp. Aveam febră musculară, când am mai jucat, lipsa jocului. Și probabil de asta mă gândesc că m-am și întins la abdomen și de aceea nu mai vreau să se întâmple acest lucru. Vreau să mă pregătesc așa cum pot, ok, abdomenul mă doare, dar măcar pot să joc dreapta-stânga. Și vreau să mă pregătesc bine și apoi să văd, să-i mai dau o șansă. Da, apropo, hai de nu fi prăpostioasă, ce Dumnezeu. Sunt puțin, cum să zic, râd acum, dar am suferit mult pentru că nu cred că ți imaginezi cum e să dormi și să te trezești și să sper ca primul pas pe care îl faci să nu te doară. Aolea. Și pe mine m-a durut câte săptămâni, o grămadă. Plus că la Roma, când m-a durut și n-am mai jucat, am făcut remene. Și mi-au zis, du-te, n-ai nimic, e doar o contractură. Și m-am dus și am jucat Strasbourg. Și s-a rupt. Și nu mai am încredere acum. Dar tu pe diagnostic nu poți să lucrezi cu cineva anume, să-ți faci remeneu și să ai specialistul de încredere? Păi că totuși aveam voi acolo cu... fetele la turneu. Mm-hmm. Și mi-au zis să fac pauză, să fac ace, să fac tratament. Am făcut și m-am dus la Strasbourg, prima oră a fost ok și după aia când am vrut să mă mai antrenez, am simțit o tăietură. Și mi-am zis, gata, cred că s-a rupt. Iar la Roland Garros, cred că în 2 minute mi-a zis, da, ai 2 rupturi. În 2 minute mi-a zis. Poate remeneu să fi fost
sau nu știu, dar nu cred. Poate era doar un început mic și nu s-a văzut, că dacă îmi zicea cineva că ai o ruptură mică, milimetri, mă opream. Stăteai, normal. Stăteam și că îmi doream foarte mult să joc Roland Garrosul. Cine știe, Grand Slam, nu se știe niciodată. Dar zicându-mi că n-am nimic, zic că ai Strasbourg, să am măcar un turneu pe zgură înainte de un Grand Slam. Mi-am dorit tare mult. Iar acolo s-a întâmplat ce nu-mi doream. Iar după aia m-am dus la Roland Garros și mi-a zis doctorul, poți să intri în teren, dar eu cred că după 4-5 minute se va rupe. Au. Și zic că, păi, meciurile mele sunt de 3 ore, cum 4-5 minute, să fie un miracol, ceva. Și am stat și am vorbit cu Călin și am zis, măi, nu juca și hai, poate reușim să jucăm pe iarbă. Că mie că pierdeam și Wimbledon-ul dacă intram așa la jumătate. Și cam asta a fost, n-a fost ușor pentru mine, nici m-am dus în vacanță, mi-am dorit tare mult să mă fac bine, m-am dus la doctor, s-am făcut remeneuri, deci pentru mine n-a fost... Da, îmi dau seama din ce spui. Lasă că ai stat și... Păi am stat, dar am stat cu grijă, am stat cu dorință să mă fac bine. Cred că exemplul ăsta pe care l-ai dat cu primul pas din pat, dacă deja te gândeai, băi, mă doare sau nu, e groaznic. Zi, oare cum o fi acum? Oare pot să joc? Oare e mai bine? E clar că era accidentarea. Era ceva plus că la mine, repet, la mingea aia m-am dus, la aia nu, mă tot gândeam, asta e cam grea, să pornesc, să nu, îngrozitor. Da, ori pentru tine asta e... Dar a fost ok, mi s-a părut că deja din ce în ce a fost mai bine, la dublu deja am început să fac șmecherile care le fac eu la dublu. M-am simțit mai bine, plus că neștiind ce se va întâmpla, nu am vorbit cu nimeni să-mi apăr finala. Adică n-am avut parteneră. Flipkens a fost liberă pentru că a fost cazul Erani, trebuia să joace cu Erani. Da. Eu nici nu aveam parteneră. Nu mai zic că săraca Irina trebuia să joc cu ea Roma, că Roland Garrosul trebuia să joc cu ea aici. De fiecare dată îi zic cu 3 zile înainte că nu mai joc. Păi bine, voi vă înțelegeți între voi, bănuiesc că accidentarea e accident. Nu e plăcut, o înțeleg și pe această cale îi zic îmi pare tare rău, dar nu... Nu aveam cum, pentru că i-am întrebat la Roma Moni cum e cu Roland Garrosul, că ai ceva la gambă. Stai liniștit, am făcut RMN, mi-au zis că n-am nimic. Pe bună dreptate, chiar am făcut RMN-ul și mi-au zis. Și a zis, oh, ok, bine. Și când i-am zis că, săraca, ce să zic, nu e ușor. Da, apropo de chestia asta, de cum vă întoarceți după accidentare, noi vedem că unii sportivi se întorc pe teren fără meciuri jucate, adică mă uit la Federer, de pildă. Ok, dăm exemplele care sunt la îndemână. Singura diferență între mine și Federer e că Federer n-a avut o problemă. Și bine, multe alte diferențe, dar zic așa, Federer n-a avut o problemă. El n-a jucat zgura pentru că nu-i bun. Nu știu, el era sănătos între timp, presupun că s-a dus direct pe iarbă și s-a antrenat. Numai ca să facă treabă. Îmi închipui. Da. Unde voiam să bat e că antrenamentul, voi nu vă puteți pregăti de, de tensiunea musculară a meciului. Sigur. La antrenament. Sigur. Că nu? Da. Păi da, mă antrenez, fac, dar la meci tot timpul am febră musculară. E altfel, ești mai încordat, îți dorești mai mult automat. Dar de ce crezi că e asta? Pentru că voi faceți și meciuri test. Adică tu te duci cu Călin și aveți un sparring, să spunem, la turneu joci cu, nu știu, cu Hercog. Da. Sau cu cine vrei. Sigur. Faci un meci test. Dar tot nu e încărcătura aia. Nu este încărcătura. Păi ce, ar fi culmea să fiu tensionată și la un antrenament. Păi dacă e așa, tu știi, nu e cum bine. Suntem noi la meciuri, nu mai contează. Noi ne luăm în serios la orice meci. Deci voi ați trecut peste asta. Nu mai. Eu sigur că îmi doresc să joc bine, să simt mingea. Dar doresc, tensiunea mai nu super, se compară. Dar nu se compară. Ar fi culmea acum să stau și să mai dau drumul la braț, mai dau un out, mai îmi fac jocul, mai fac... Nu știu, îmi propun să vin în față de 50 de ore, asta fac. Deci cam asta se întâmplă la antrenament, la meci. Și apropo de asta, în perioada în care o să revii și noi îți dorim să fie cât mai repede, dacă e în folosul tău, bineînțeles. Dacă nu, probabil o să-ți câștigi răbdare și să-ți dai încă o pauză. Dar asta voi știți, noi de pe margine trâncănim. Mai ales că vine și perioada unde eu mă simt cel mai bine. Îmi place mult în America, îmi place cimentul. Mi-aș dori tare mult să nu mă grăbesc și să iau alegerea bună, să fac alegerea bună. Asta voiam să zic. Dacă ajungi pe teren, te vei duce cu un plan, băi, hai să scurtez un pic, hai să urc mai des la fileu, hai să nu mă obosesc atât de tare, sau trebuie să-ți faci jocul ăla al tău de luptă și... Acum să scurtezi jocul, mie mi-e greu, că totuși dau doar să urc la fileu. Da. Doar să urc la fileu, să zic să mai forțez cu serva, să mai dau cu primul. Ceea ce e greu și asta, că totuși am 1,68 m. Și nu antrenez serviciu în perioada asta. Da, și nu antrenez serviciu.
Dacă mă duc pregătită, mă duc full. Deci nu mă mai gândesc. Deci nu mai faci cu jumătate de măsură. Nu mai, okay. Dacă nu ești pregătită, acum n-am nimic la picior, am la abdomen, deci pot să alerg. În sens că mă duc full, alerg, nu mai la Wimbledon, totuși aveam un semn de întrebare. Deci dacă intru, chiar vreau să-mi aleg turneul bun și să intru full și sigur, va fi foarte greu, nu am meciuri în mână, din păcate. O să-mi fie greu, fetele astea totuși au jucat, Roma, Madrid, Roland Garros, Mallorca, tot. Nu, și e greu fără meciuri. E greu pentru că, nu știu, momentele nu le mai gestionez bine, nu știu. De exemplu, dacă e avantaj, în momentul ăla, dacă sunt bine și mă simt bine, nu-ți dau punctul ăla nici să... Așa, când n-ai meciuri, mai greșești. Un retur out din prima și la Wimbledon, greșea maiurea, nu venea să cred. Minge ușoară sau decizii greșite. Se întâmplă dacă n-ai meciuri și nu... Dar poate reușesc cumva să fiu bine pentru US Open ca meciuri. Uh-huh. Ăsta ar fi golul. Practic, ca să ajungi la Washington, tu trebuie să te duci pe ciment de săptămâna următoare. Sunt sau... deja pe ciment, m-am antrenat. Da? M-am antrenat azi, m-am simțit ok, dar fără serviciu. Fără serviciu, am da. Înțeles. Și bine, m-am antrenat, n-a fost super nivel. Cât dar, să păstrezi da, tonusul muscular exact. Și... Ceea ce eu cred că ajută, să fie bine. Trecerea. Acum să vedem cu abdomenul, că e foarte e tricky cu abdomenul, pentru că te simți bine imediat. S-a întâmplat luni, eu deja acum nu mai simt durere la abdomen. Și ai impresia că ești vindecat. Nu, e complicat cu abdomenul. E încă fresh acolo și trebuie să ai mare grijă. Că eu am mai avut în 2011 da. Și anul trecut. Și deci, anul trecut da, aveai trebuie asta. Să ai grijă, da. E foarte complicat. Trebuie să stai. Nu e că acum nu mai simt nimic. Ai impresia că aș fi fost ok puternic, să joc. Puternic, dar da, forțezi și e, după aia rup mai tău. Da, exact. Și asta n-am vrut să se întâmple. Mai ales că pe zgură, orice meci e greu. Mă gândeam poate să joc doar dublu cu Irina, dacă nu ieșea nimic la RMN, dacă ieșea ceva, dar din start mi-a zis, n-ai cum. Și acum dacă revii, ai de gând și dublu și... La Washington dacă la revin, Washington. Nu. La Washington. La Montreal dacă revin, da. Aș vrea și simplu și dublu, da. Sunt calificări la Montreal. Și la dublu vreau neapărat să joc dublu, nu mai vreau să ratez turneele astea la dublu, mă enervează ideea. Și Roma, și Madrid am ratat și tot, nu, mă enervează, și Roland Garros. Dacă joci, joci. Deci la Wimbledon pot să zic că m-am antrenat foarte, foarte puțin și am reușit să fac turul 3. Da, știu. Mă enervează pur și simplu ideea că trebuie să ratez dublurile astea, pentru că nu-s pregătită la simplu și mă accidentez. Dacă joci, o să joci cu Irina? Da, Montreal Mihaela. Oh. Montreal Miki și America Irina. Cred că e ultima șansă cu Irina. Dacă trebuie nu, neapărat dacă să nu joc. La întâlnirea nu asta. Vreau să mă gândesc. Dacă nu deja ar fi întâlnirea... a patra oară, cred că nu mai zice, nu mai are șanse Monica. Jucăm bine, adică am făcut semifinala aia la în Australia jucați și multe alte turnee. Dar ea poate, eu nu încă. Să sperăm că vom reuși amândouă să... Da. Apropo de accidentările astea, îmi trecea prin minte acum, dar cred că e o grozăvie. Know-how. Da, eu sunt federația de tenis. Tu ai avut accidentare la abdomen. Da. Nu vreau să dau nume, să nu don't jinx it, cum da, se spune. Da, da. Altă colegă a avut accidentare la gleznă. Chestiile astea merg într-o bază de date, să știm când o junioare se lovește. Cum ai avut un 2011? Nu cred. Eu mă gândesc că ar fi o bogăție totuși. Da. Să știi, băi, avem trei cazuri, avem da, cazuistica spune, asta. Da, spune la toți, dacă ai ceva la abdomen și în trei zile nu mai simți, mai stai încă 6-7 zile, nu te băga, pentru că nu e vindecat. Exact așa a avut și Bouchard și tot timpul simte. Bouchard s-a retras la Roland Garros pentru că are asta cu abdomenul și iarăși a venit ca mine. Anul trecut a venit, anul ăsta a venit iarăși și are la fel. S-a rupt abdomenul și tot reapare, că acolo s-a sudat greșit, automat, fără să vrei și cu cele mai bune... No, la astea musculare, da. Da, și... da. Da, nu, eu lucrez cu VTA-ul. VTA-ul, tot timpul avem îți fete, spune la... fizio, și da. Ele au un sistem acolo, ce am, și de aceea mi-au dat și un program de pregătire fizică, să încep să lucrez.
pentru tot ce am avut, că am avut și cu spatele, am avut și cu gamba, am avut și cu glezna, cu tot. Și asta cum îți ia? Rutina ta zilnică, momentul ăsta, cum arată? Cât trebuie să te duci la sală pentru musculatura asta? Deocamdată ușurel, că am făcut deja febră musculară. Vă dați seama ce bine pregătită sunt. Ușurel, am făcut puțin tenis și după aia, imediat după tenis, că sunt încălzită bine, încep să fac aceste exerciții pentru tot corpul. Mă ajută, dar am febră musculară peste tot. Păi. Clar, da. Voi știți că fără asta... Da. Culmea, atâta tenis de la 5 ani și totuși faci febră musculară. Păi da, dar pauza nu iartă pe nimeni, nu? Pauza e... Și a fost și mare, mi s-a părut și mare, prea mare. La Miami m-am retras cu Stevens, m-a durut spatele și cotul, am stat. Da, da, da. După aia am jucat un turneu ITF, mare greșeală, pe hard, la Moscova. Da. Nu trebuia să-l joci pe ăsta? Nu trebuia, trebuia să mă duc pe zgură, nu știu, am zis că hardul, că îmi place hardul, acolo mi s-a dus puțin glezna, m-am scântit puțin glezna și aveam dureri și după aia s-a întâmplat asta cu gamba. Totuși cred că e o legătură cu glezna aia. Mă durea glezna, eu tot jucam și probabil am compensat, am corpul alergat diferit. Compensează, voi știți totuși mai cred bine, că e o legătură acolo. De cele mai multe ori, da. Da. Un mic dezechilibru, exact. Un coace provocă... Am avut un meci greu cu Potapova. Cred că e junioara, că știe bună. Și la set 2-1 mi s-a dus glezna. Și în meci, fiind adrenalina, am terminat meciul. Da, că ești încălzită. Am mai jucat încă nu știu cât. Și după aia am stat 3 zile și după aia am început să joc. Hai repede pe zgură, că vine Roma. Da. Și acolo mi s-a întâmplat la gambă. Eu cred că e o legătură. Da, înveți. Dacă și la 30 de ani, pe sfârșitul carierei, înveți, asta păi, e. Păi, știi cum e, trebuie să învățăm tot timpul. Dar ar fi bine, mai zis, să știe lumea și să învețe din greșeli. Dacă ai ceva, stai, recuperează, că automat compensezi. Compensezi. Da, au fost grele, câteva luni grele. Noi îți dorim luni mult mai bune de acum, mulțumesc, dar... Mulțumesc, să dea Domnul. Asta voi o să știți. Da, o să văd în America, în săptămâna următoare. Am planuri, da. O chestie, asta cu hardul, de ce îți place atât de mult hardul ăsta? Pentru că slice-ul alunecă. E skidul ăla și nu sare mult, nu? Da, îmi place mult. Și adică nu sare înalt? E... Nu sare înalt și alunecă slice-ul și mi se pare că pornesc mai bine la mingi, mă deplasez mai bine, culmea, decât pe zgură. Bine, te deplasezi bine peste da, tot, dar... Da, se simte pe hard, mi se pare. Și ciudat că eu am început tenisul pe zgură. Dar mi se pare că pentru jocul meu... Îmi place mai mult pe hard. Ne apropiem de final. Ai vorbit deja despre junioare, nu era de-a noastră, dar te întreb, le știi deja pe fetele care trebuie să vină ușor-ușor în urma voastră. Pe cine ai paria? Pe cine vezi în stare să facă un salt dintre cele tinere? Mai ales sper o să le avem... Nu uit pe nimeni, dar o să le avem place foarte emisiune. Mult de Jacqueline, cum joacă, și fizicul, și Găbița Ruse. Îmi place foarte mult... Acum Irina Bara e micuță, că îmi place mult, a progresat, a făcut acel salturi. Ea tot face salturi, Garros, salturi, da. Salturi. Da, da, da. Urmează după tine în emisiune. Da? Miriam a făcut antrenamente, bun. Da? Da, da, foarte bun. Sper să nu ratez pe nimeni. Ratez? Păi tu trebuie să știi acum, nu trebuie să bifăm nume cu nume, eram da, curios eu, de... Da. Eu am încredere, eu cred că o să avem o echipă tare și la Fed Cup, după ce noi terminăm. Bine, noi vă dorim să terminați cât mai târziu da. Și să terminați în termenii voștri, cum se spune, nu forțate de împrejurări. Și eu îmi doresc măcar încă 7 ani. Doar. 7-8. Da, Monica, da. Ultima chestie la cititori, pentru că sunt totdeauna curios, să audă de tine și întreabă. Avem o întrebare, dacă n-ai fi fost jucătoare de tenis, ce ți-ar fi plăcut să faci oare? Să nu e ca pe o trimitere. Nu. În televiziune. Televiziune? Mi-ar plăcea să fac emisiuni. Să știi că noi căutăm un moderator. De ani de zile căutăm moderator pentru emisiunea asta. Uite, dacă nu merge în America, glumesc. Mi-ar plăcea să fiu la televizor cu emisiuni, să aduc bine, invitați. Ești și expansivă, vorbești foarte. Bine, mă simt bine în fața camerei, în orice limbă. Și în engleză. Ați auzit colegii, da? Da, poate mă sună acum. Da, cam asta. Și să cânt, dar n-am talent. Serios, data mi-a plăcut tare mult să cânt. Pe mamă, bune? Dacă aș avea talent. Deci ție îți place lumina reflectoarelor? Da.
Îmi place să mine. Joc pe arenele mari. Îți place mari. Totdeauna pe arenele mari, de asta și funcționezi bine cu publicul nostru. Da. Unde alți sportivi zic în fața publicului... Așa am fost și eu la început, când eram junioară. Țin minte, mi-am mutat finala la dublu, la Wimbledon, pe terenul mare. Nu știam, nu mai știam să servesc. Așa am fost și eu, dar acum mă hrănesc cu publicul. Monica, o plăcere, ca de obicei. Sună urât, mă hrănesc cu publicul, nu-mi place. Te hrănești din energia lor. Noi știm ce vrem să zic. Și noi folosim la fel scurtăturile astea. Da, și se înțelege. Sunt scurtături. Dar oamenii care urmăresc tenis înțeleg ce spunem. Încă o dată o plăcere, mulțumim pentru prezență. Sper să auzim vești bune de la hardul american. Vezi, vine la Washington sau Montreal, dacă e de bine. Eu sper să fie bine. Sper să-ți iasă întâlnirile cu Irina la dublu. Paolo, cred că e necaz. Da. Chiar să o întrebați dacă mai aveți păi emisiune. Sigur, o să vină cu siguranță și o să întrebăm. Cred că își dă o palmă. Nu, da, cred că te înțelege perfect. Da. Mulțumim, multă sănătate și noi facem o pauză, revenim cu Irina Bara.